Cele trei sate din România care au obținut cele mai mari punctaje din cadrul etapei naționale a competiției Best Tourism Villages, lansată de Organizația Mondială a Turismului, sunt Rășinări din județul Sibiu, Biertan din județul Sibiu și Ciocănești din județul Suceava. Satele noastre sunt adevărați ambasadori ai turismului românesc. În acest an, Rășinari, Biertan și Ciocănești, datorită unor astfel de instrumente de promovare internațională, au o nouă ocazie să devină cunoscute în întreaga lume și, mai mult, să se regăsească în oferta multor agenții de turism internaționale. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului le va fi alături și în etapa mondială a concursului. Felicitări tuturor satelor candidate, a declarat Ministrul Antreprenoriatului și Turismului Daniel Cadariu. Cele nouă criterii de selecție furnizate de organizator, pe baza cărora s-au întocmit punctajele finale, fac referire la resursele culturale și naturale, promovarea și conservarea resurselor culturale, durabilitatea economică, durabilitatea socială, dezvoltarea mediului, dezvoltarea turismului și integrarea lanțului valorii, guvernanța și prioritizarea turismului, infrastructura și conectivitatea, sănătatea, siguranța și securitatea. Suplimentar au fost notate și fotografiile și videoclipurile de prezentare a destinațiilor. Rășinari, Biertan și Ciocănești vor fi astfel propunerile României pentru etapa mondială a concursului, așa cum prevede regulamentul. Cele trei sate au șanse de a fi desemnate Best Tourism Villages sau de a fi incluse în programul Upgrade, prin intermediul căruia vor beneficia de suport din partea Organizație Mondială a Turismului și a partenerilor pentru îmbunătățirea domeniilor de activitate, conform rezultatelor evaluării. Rezultatele finale ale concursului vor fi anunțate în luna decembrie a acestui an.